Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida este poate cea mai importantă instituție de profil din țară, prin numărul de exponate, dar și prin importanța acestora. Fondatorul muzeului, marele om de știință Dimitrie Leonida, s-a născut în anul 1883 în orașul Fălticeni din actualul județ Suceava. Vine la București pentru a-și finaliza studiile liceale, ca mai apoi să ia calea străinătății, absolvind în anul 1908 Universitatea Politehnică din Charlottenburg. Deși a avut oferte generoase de a profesa în Germania, alege să se întoarcă în țară, devenind un veritabil pionier în domeniul energeticii din România. Doar câteva dintre multele realizări avute în lunga sa activitate se numără: înființarea primei școli de electricieni și mecanici din România, proiectarea termocentralelor din Grozăvești și Botoșani sau proiectul Metropolitanului din București, adică prima idee de metrou din capitală. În ceea ce privește Muzeul Tehnic, când încă era student, vizitează Muzeul Tehnic din Berlin, proaspăt înființat, și rămâne impresionat de amploarea locului. Înțelege foarte rapid nevoia Bucureștiului de a beneficia de o astfel de instituție și creează, în anul 1909, muzeul care avea să-i poartă numele peste ani. În primii ani, Muzeul Tehnic funcționa în aceeași locație cu școala de electricieni, iar primele exponate au fost aduse cu ajutorul elevilor săi. Printre acestea se numărau cilindrul primei mașini cu aburi din industria românească, de la celebra Moara San, dinamurile primelor centrale electrice din România, care au deservit Palatul Regal, sau electromotorul primului vagon de tramvai electric din București. În timp, muzeul s-a extins, iar nevoia de spațiu era evidentă, astfel că din 1928 se mută deja în Parcul Carol ca parte a expozițiilor fastoase care se dădeau acolo. Astăzi îl vom găsi tot în Parcul Carol, în stânga intrării dinspre Fântâna Zodiac, într-o clădire de tip hală, ridicată special pentru el în anul 1935. În ciuda importanței instituției, prima impresie nu este dintre cele mai plăcute. Privind din exterior, avem impresia că vizităm un oarecare muzeu județean, găzduit în vreun cămin cultural ridicat după anii 60. În interior, impresia se mai schimbă, mai ales la vederea exponatelor care stai răsuflarea. Fie că ești cunoscător sau nu în ale tehnicii, nu poți rămâne indiferent când ai în față bijuterii, pe cum rucsacul zburător al lui Justin Capră, automobilul trăsură din anul 1898 sau celebrul automobil aerodinamic al lui Perșu din anul 1923. În total, muzeul ar dispune de peste 40.000 de obiecte culturale din tot felul de domenii tehnice, dar și o bibliotecă cu peste 30.000 de volume, poze sau filme din prima jumătate a secolului trecut. Tot la aspecte pozitive, aș trece și site-ul oficial al muzeului, care oferă informații generale despre instituție și fondatorul său, programul de vizitare, tariful, dar și o hartă pentru a putea localiza mai bine muzeul. Per total, în ciuda neajunsurilor multiple, Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida oferă vizitatorilor o experiență interesantă și merită vizitat măcar o dată în viață. Sperăm ca pe viitor autoritățile să înțeleagă mai bine valoarea pe care acesta îl aduce patrimoniului românesc și să respecte, măcar în ceasul al 12-lea, moștenirea marelui om de știință, Dimitrie Leonida.